Am făcut mâncărică de mazăre. Am scos mazărea de vreme din congelator ca să dezghețe bine. Când am văzut că e deja dezghețată, am luat o ceapă mare și am tăiat-o mărunt și am pus într-o oală ulei, am lăsat puțin să se încingă bine, după care am pus ceapa și am învârtit de câteva ori, în jur de 4-5 minute, după care am pus puțină sare ca ceapa să-și lase zeama. După care am pus jumate de pahar de apă ca ceapa să se moaie bine. După ce am văzut că ceapa era muiată și era făcută, am pus mazărea, două punguțe de câte 500 de grame în oală și am amestecat puțin, după care am pus apă, dar nu foarte multă, așa atât cât să acopere mazărea. Am lăsat-o să fiarbă, am amestecat din când în când. Când am văzut că mazărea e fiartă, am pus 3 linguri generoase de bulion și am amestecat. Am vrut să pun mărar, dar nu am avut. Fetița mea nu a găsit să cumpere mărar. Și am luat și am pus o lingură de zahăr, așa se pun în mâncărurile cu sosuri, ca să fie mai dulce, mai gustoasă. Acestea fiind zise, eu vă arăt și vouă mâncărica de mazăre și vă recomand să faceți și voi această mâncărică. E fără carne, e de post, e foarte gustoasă și ușor de făcut. Astea fiind zise, eu vă recomand să o faceți și pentru copii. Copiii o să mănânce, o să fie foarte bună. La revedere!